dificil să vorbești după alte persoane, este tot la fel de dificil să vorbești, în general, chiar dacă ai făcut zeci, poate chiar sute de prezentări în spații și în contexte diferite. Aș vrea să spun că ideea de a vorbi despre aceste două verbe mi-a venit abia într-un moment în care, în calitatea mea de profesor de istoria artei, titular și suprimitor de franceză, pentru că franceza trebuie să fie suprimită, aveți grijă de ea, nu o pierdeți pe drum, s-a organizat un fel de Oscar în liceul de artă și arhitectură de la Alba Iulia, unde predam în acea perioadă, paralel și cu alte activități. Și spre marea mea surpriză, Oscar, pe care, adică profesorii erau supuși acestor medalii, acestor trofee, și spre marea mea stupoare, deși am fost nominalizată în 4 probe diferite, mi-au acordat trofeul altruistul. Și m-am mirat. Nu am înțeles de ce. Pentru că niciodată diferența dintre un altruist și un egoist este că egoistul o face deliberat, chiar dacă face un gest, pe câtă vreme altruistul o face pentru că simte, pentru că este o pornire care îi vine din suflet, îi vine din creier. Apropo, citeam undeva ce bine ar fi dacă creierul ar fi amplasat în coșul pieptului și inima în creier, în cap. Pentru că atunci am gândit, deci am inversat, da? Deci logica ar fi diferită. Parcursul, pentru că se leagă puțin de ceea ce doresc să vă spun, a fost acela al unui om care și-a ales ca primă profesiune restaurarea operelor de artă, cu specializare în țesături, în textile de artă. Asta m-a ținut un timp în București, inclusiv stagiul la Muzeul Național de Artă al României, după care Muzeul Unirii din Alba Iulia, care a devenit orașul meu de adopție de aproape 40 de ani. Dacă doamna, marea doamnă, care a vorbit prima, a spus că în urmă cu 30 de ani a fost la Piatra Neamț, păi și eu. Numai că exact în urmă cu 30 de ani, eu credeam că poate mai mult sau mai puțin cu ceva, am verificat, am susținut o lucrare pe aspecte de conservare și restaurare în cadrul unei sesiuni de bibliologie care s-a organizat la Piatra Neamț în urmă cu 30 de ani, în zilele de 2-3 iunie, mai precis. Deci, am început pe un drum care este acela al conservării și al restaurării și mi-am dat seama că în câțiva ani, în 10, în 15 ani, mă transform pentru că gândesc și pentru propria mea viață și pentru acelor din jur exact ca un conservator. Adică a păstra, a ține ceva și a transmite mai departe niște valori care sunt aproape considerate pierdute. Și îți trebuie foarte multă răbdare, foarte mult timp și foarte multă pasiune pentru ca să poți restitui un obiect de artă după 10-20 de luni de lucru pe o singură piesă. Deci am dat întotdeauna când dăm ceva, în fond dăm din timpul nostru. E o investiție a timpului. Bineînțeles, cu tot ce incumbă el. Dar aveți grijă, când cineva vă acordă timp, să nu-l dezamăgiți. Până la urmă, se spune că cel care dă ar trebui să tacă a jamais, se tera jamais. Iar cel care primește să nu uite niciodată și să vorbească despre ceea ce a primit. Și mă bucur că colegul meu a vorbit înainte despre profesorii cărora le datorează ceva. Deci, este un proverb evresc acesta și este foarte valabil, cred,
chiar dacă a fost reluat de către diverse forme diferite, diverse gânditori. Ei bine, m-am format ca și conservator și ca și restaurator. Și până la urmă, treptat, mi-am dat seama că m-am transformat într-un restaurator de suflete, de ființe, pentru că a trebuit să așez toate conflictele colegilor mei, cele sentimentale, desigur, să le scriu mici texte pentru ca să revină partenerul sau partenera plecată din anumite motive, să negociez și chiar să restaurez în adevăratul sens al cuvântului. Câteodată restaurez opere de artă, tot ce faci în viață poate să fie o operă de artă, câteodată încerc să-ți restaurez propria viață. Într-un moment în care, după Revoluție, eu aveam vârsta voastră, a mediei visării, nu ieșisem niciodată din țară. În mare taină, în mare secret, vorbeam în franceză și studiam franceza aprofundia, în semn de protest, am realizat câteva lucruri. Atunci eram doar restaurator. Că ne lipsește educația civică, atitudinea civică, civismul, mentalitățile trebuie schimbate și odată cu apariția editurii Humanitas, o spun aici, și Andrița Nandu și a fost publicată tot la Humanitas prima dată și eu am primit prima ediție, am fost curajoasa care, în 1993, am creat la Alba Iulia a treia librărie Humanitas din țară. Pentru că am simțit că e nevoie de o agora. Nimeni nu avea un spațiu să-ți acorde unde să poți discuta, unde să aduci oamenii și unde să aduci cărțile interzise atâția ani cu care ne hrăneam cine știe cum, ce și de unde mai puteam citi câte o carte. Ei bine, am făcut o dublură, o dublare a vieții mele între muzeu și librăria Humanitas, tocmai pentru a conferi orașului sau oferi orașului și un spațiu în care specialiști diverși să vină să prezinte cărți, să prezinte idei, să vorbească și să se exprime. Vă mai spun încă ceva. Pentru ca să vedeți cât de mult contează atitudinea civică și felul în care ți-o asum sau nu. Sunt prima președintă Alianței Civice din județul Alba. Și din cauza aceasta am rămas într-un spațiu al gândirii. Bineînțeles, am dorit să mă formez. Nu mi-a ajuns restaurarea și am dorit să fac, să spunem, să continui un parcurs științific prin muzeologie, apoi prin istorie. Și pentru că am dorit, atât de târziu a venit istoria. Eu, lucrând într-un muzeu de istorie, Muzeul Național al Unirii, unde zilnic se fac expuneri la 4-5, poate și mai multe grupuri, am simțit de fiecare dată istoria trunchiată, falsificată, oprită în funcție de auditor. Și am spus, nu se poate, trebuie să continuăm, trebuie să facem ceva să ne restituim propria istorie, pentru că dacă nu, o să ne uimească faptul că de la Răscoala lui Gheorghe Doja, nu? 1514 până la 1784 nu mai avea nicio răscoală. Ce s-a întâmplat? Unde sunt domnitorii dintre anumite perioade, unde sute de ani fără istorie? Și atunci m-am hotărât să fac și istoria, iar pentru masterat și pentru doctorat am plecat să le fac în altă parte. A fost foarte greu, a fost un drum, am avut mari satisfacții acolo și să spunem și recunoaștere. Pentru că din 2006 sunt membra Centrului de Cercetări Istorice din Sorbonne. Pas grand chose. În momentul în care s-a ivit o primă ocazie, un concurs în 2008 pentru Biblioteca Bataneum din Alba Iulia, pe care o cunoșteam deja, am spus, au revoir la France, je rentre. Nu mai am ce să fac la voi. Ce să faci cu tot ce ai acumulat? Dacă tu stai acolo, cine are nevoie de cunoștințele tale, de preda istoria costumului în Europa Centrală și de Est. Deci mă străduiam și acolo pentru, formidabil, vorbesc dintr-un teatru, acum realizez, pentru costumieri, pentru arta spectacolului. Eu le făceam un curs de istoria costumului acolo, asta în paralel cu pregătirea doctoratului. Aș fi putut rămâne. Nu am rămas.
Am spus, nu-i nimic. Am să vă aduc eu în România. Deci, ce contează până la urma urmelor unde se desfășoară activitatea? Știți unde să o desfășurați întotdeauna? Acolo unde e nevoie de voi. Elevii mei de la liceul de artă, pentru că activitatea de librărie și pregătirea, studiile, m-au obligat să ies din sistemul de restaurare, deci al muzeului, temporar, că toate drumurile se refac. Și am ajuns la următoarea... Deci, elevii mei, pur și simplu, ei m-au motivat. În momentul, să fiți foarte atenți. În momentul în care îți pui o dorință și o spui cu voce tare, sau lansezi un microproiect, o idee care te înconjoară, e important să o și realizezi. Și dacă ai și martori, e dezastru dacă nu o realizezi. Deci, cum să spun, într-un fel sau în altul, devenisem pentru elevii mei, nu spun neapărat un model, dar în orice caz conta pentru ei și doamna ce spune. Și doamna ce a spus? Pentru că, mă rog, fac și prezentări de expoziții, sunt extrem de critică, le spun care de unde. A, da, îți place Nicola de Stal, las că știu eu pe unde îmi plac și așa mai departe. Nu puteam să înșel. Faptul că eu sunt acum aici, în fața dumneavoastră, și pot să, sau am fost prezentat astfel, se datorează inclusiv faptului că mi-a fost teamă de fiecare dată să nu înșel elevii. Pentru că elevii mei au devenit oameni excepționali între timp și avem întâlniri de 10, de 20 de ani, îmi povestesc tot. Recent am avut o nouă revelație. După decernarea acelei medalii, am fost sfătuită pentru că, în fine, am fost prinsă în proiectul Saison France-Roumanie să am și eu, ca toată lumea, o pagină de socializare, că nu aveam. Știți, mi-am pus pantalonii aceștia și ținut aceasta pentru că mi-a cumpărat fiica mea săptămâna trecută. La Lyon, deci aproape că așa facem în cărțile sfinte, nu-i așa, atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe fiul lui cât l-a dăruit. Și eu atât de mult am iubit Franța, încât până și pe fiica mea am dăruit-o Franței, dar e o altă problemă. Deci, da, trebuie să revin la matcă. Deci, după ce am primit această medalie și mi-au făcut tot tinerii, norocul ei, mi-au făcut și o pagină de Facebook. Unii dintre cei din sală sunt prietenii mei acolo. Am avut următoarea surpriză. Cam 700 dintre foștii elevi, nu știu, m-au contactat și ce au făcut, nu știu ce au făcut, dar am realizat cât de mare este această dimensiune a comunicării, a ofertei, a darului și a primirii înapoi. Și treptat am primit înapoi o mulțime de lucruri. Unele mai minunate decât altele. Eu mă bucur în fiecare zi de ceea ce primesc și nu voi ezita să spun că le mulțumesc și celor care nu au avut încredere în mine. E valabil. Dimpotrivă, câteodată rezultatele sunt mai importante atunci când știi că unii nu au încredere, da, bun, le-ai făcut o demonstrație, a, că se bine. Ei bine, pentru mine, deci întoarcerea în 2008 a însemnat o altă trambulină, o nouă trambulină, mult mai importantă decât Sorbonne. Sigur că Sorbonne e un mit. Acolo m-au cunoscut oameni și am cunoscut oameni. Și în felul acesta, peste 3 ani, am reușit să aduc stagiari de la École Nationale de Chart, de la École de Haute Pratique, în Biblioteca Bataneau, să studieze, să-și pregătească doctorate. Și am devenit formator pentru École Nationale de Chart. Peste un an, chiar și la primirea medaliei, rectorul Universității École Nationale de Chart a fost la Alba Iulia ca să fie alături de mine. Nu contează. Acestea sunt detalii. Pentru că lucrurile mari le primești în timp, le faci sau nu le faci, greșești. Până la urmă, ce spunea Pico de la Mirandola, printre alții, nu este important a
acela care spune că el nu a căzut niciodată, nu a avut niciun eșec. Este important acela care a avut eșecuri, dar s-a ridicat, s-a scuturat așa de tot răul ca de un vis urât și a pornit pe un alt drum. Eu am avut o astfel de răscruce în viață, nu o neg, ceea ce m-a determinat să iau o direcție foarte interesantă, aceea pe care deja o cunoașteți. Și acum să vă spun de ce am ales sintagma asta, deja o numesc cu sintagma. Oricum mai am câteva pe care de fiecare dată le spun, am creat principii, unul dintre ele este că un măr nu se mănâncă niciodată singur, adică trebuie obligatoriu să mănânci două mere, dar nu are rost, vă spun ce s-a întâmplat. M-am blocat în lift, într-o dimineață. La cam 20 de minute, peste 20 de minute am stat blocată în ascensor și niște doamne se agitau în fața liftului și am fost extrem de tulburată că nu putea, eu întârziam, iar ele se precipitau pe degeaba. În sfârșit, a venit un tânăr care a avut un mic dialog cu mine, l-am rugat frumos să sune, să vină mecanicul să mă elibereze, să mă scoată de acolo. Scuzați-mă, vorbesc puțin așa, puțin amestecat. În sfârșit, și l-am auzit vorbind la telefon. Vă rog, cam așa a spus. Acum, nu pentru că sunt bihoreancă sau ardeleancă, dar exact așa a spus. Probabil de la capătul firului cineva a spus nu poate să vină sau așa. Și i-a spus așa. Păi mă, bate-te Dumnezeu să te bată. Păi franceza de la 8 blocată în lift. Deci, am început să râd de una singură. M-am bucurat că am întârziat pentru că am primit înapoi tot ce am dat. Dacă un imobil de 10 etaje, eu trec, nu cunosc oameni, nu-i cunosc, eu reprezint secolul 18, eventual secolele anterioare, trăiesc, gândesc, așa. Dacă aceasta este percepția generală, franceza, atenție, nu franțuzoaică, franceza de la 8, atunci e foarte bine, așa, mă simt foarte bine, mă simt foarte bine și la Doina și la Piatra Neamț. Vă mulțumesc tuturor!